om sau gnom? Sau nu te-ai putut hotărâ? Cred că sunt și om și gnom, într-un fel. Toți oamenii încearcă să fie oameni, pe cât de mult pot. Și gnom, cred că sunt la fel, pe cât de mult pot. Gnomul e o ființă care stă sub pământ și păzește bogății ascunse. Comorile din underground. Tu ce bogății aperi și de cine? Cred că apăr cumva comorile astea din, de bun simț mai mult. Am observat că stilul meu spre asta se duce, dacă se poate spune. Și se duce în general oameni. Bunul simț și a încercat să fim oameni cu toți. Îți place mai mult sub pământ, underground sau în aer liber? Îmi plac ambele. Chiar îmi plac ambele în egală măsură. Îmi place în aer liber când e soare. Îmi place sub pământ în general. Încerc să dau mai departe ceea ce am învățat eu într-o perioadă de timp, de când sunt pe pământ. Cam asta fac. Și prin piese și tot. Cum sunt eu ca om, anumite stări pe care le am și anumite sentimente pe care le am în momentul ăla, încerc să le dau mai departe. Eu încerc să dau piese, să fac piese motivaționale, mai mult sau mai puțin. Îmi ies. În rest, am piese despre rap, am piese despre mine, dar mai rar, și am piese despre ceea ce se întâmplă în general. Și încerc să lovesc, să ating mai multe nivele de cunoaștere. De la cunoașterea ta ca om, la cunoașterea, să zicem, spirituală într-un fel, până la cunoașterea a ceea ce se întâmplă în jur, realității și... Încerc și eu să ajut cu ce pot. Am primit niște mesaje că am schimbat niște vieți la viața mea și asta este extraordinar. Nu vreau să mă lau cu asta sau ceva, dar mi se pare o chestie bună. Îmi place ca mesajul să ajungă undeva, știi? Și să răzbată. Uite cum a fost piesa Limpede, spre exemplu. Când am scos Limpede, a ajuns să treacă din diferite cercuri. Au ajuns și oameni de cultură și oameni care sunt istorie și mai multă lume care a ajuns să aprecieze chestia asta. Deci am avut discuții cu o grămadă de oameni și mulți au fost, băi, în sfârșit a zis cineva și partea asta a situației, știi? Asta încerc să fac, să explic. Suntem urmașii unui popor sfânt de pe acest pământ, a unei culturi pe care vor să n-o descoperi prea curând. Cu minciuni strălucitoare vor să-ți înlocuiască trecutul, dar degeaba te îmbraci gros dacă ești gol pe dinăuntru. Confuzie ușoară ca muzica de odinioară apusă, ar trebui fiecare dintre ei să fie demis ca Rusos. Și așa ca rămălos, să-i ducem pe bune pe șantier și guvernului să-i aplicăm codul bunelor remanieri. La noi underground o să răstoarne mainstream-ul la un moment dat, pentru că lumea să-și dea seama că mainstream-ul ăsta e prea fake. Și lumea vrea ceva real. Vrea să simtă omul, vrea să simtă ce se întâmplă. Nu consider că oamenii chiar vor să asculte muzică doar ca să dea din cur și vor să asculte muzică și să asculte, nu doar să audă muzica. E rapul pe mâini bune? E. E și cred că o să tot fie. Am tot întâlnit oameni care chiar vor să facă chestia asta și le place foarte mult să facă asta și vor să transmită ceva. Rapul e pe mâini bune. Primul lucru care vrei să te apuci de rap este să vrei să faci. Și cred că în general să te apuci de o chestie este, băi, vreau să fac asta. Ok, și atunci vezi exact care sunt etapele de parcurs. Dar în rest, dacă nu vrei să faci un lucru, nu îl faci. Oamenii au nevoie de îndemnuri în general. Eu am nevoie, spre exemplu, uneori îmi spun și mie, băi, nu uita. Cât de simplu e cuvântul simplu și ce însemnătate are pentru tine? Deci cel mai greu cuvânt simplu. E foarte greu să fie simplu. Am și un vers că e complicat să fie simplu. Lucrurile cred că în general sunt super simple. E posibil că atunci când o să fim un pic mai înaintați în vârstă, să ne dăm cu pumnii în cap sau să râdem, depinzând de ce situație suntem, de cum trebuia să rezolvăm anumite probleme. Lucrurile sunt super simple, numai că una din chestiile care le cred eu e că avem un problemă cu capul, toți. Și capul nostru nu poate să conceapă lucrurile fiind simple. Îți place România? Da. Ești patriot? Da. Te-ai muta în altă țară? Nu. Ce te copleșește? Faptul că sunt un om care își face câteodată griji și se gândește mai mult la o chestie înainte să o facă. Asta mă sparge și mă rupe, n-am nicio șansă. Și faptul că mai trebuie să mai treacă niște timp să învăț de anumite lucruri. Ce te scoate din sărite? Tot ce ține de politică, tot ce ține de sistem, că sistemul n-are nicio problemă, tot ce ține de mascarada asta și de... Cum arată ei? Da, noi facem tot pentru toată lumea, da.
și cât de proști sunt oamenii că pun botul. A, mă rupe asta, mă enervează groaznic. Ce te face fericit? Muzica, câinele, prietena, soarele și o carte bună.